Preiubiților, este o mare bucurie pentru mine să fim împreună în această dimineață la cea mai mare sărbătoare a Bisericii și anume Cina Domnului. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că a lăsat afară un cer senin, dar a lăsat un cer senin și în inimile noastre și în casele noastre. Lăudați să fie Dumnezeu! Conștientizăm că nu avem merite deosebite dacă suntem aici, dacă nu suntem în tranșee ca frații din Ucraina, dacă nu avem parte de rachetele inamicului, de drone și în liniște și în pace suntem în locul acesta, este numai și numai îndurarea și binecuvântarea Domnului care s-a înnoit și în dimineața aceasta față de noi, față de România. Și merită să mai spunem încă o dată, mărit să fie Domnul. Amin. S-au adunat mulți ani de când am mai fost la Ilim Timișoara, mă uit la dumneavoastră, văd că ați mai întinerit. Bineînțeles, în omul din lăuntru, pentru că omul de afară, orice am face, se trece. Suntem trecători, suntem simpli călători pe acest pământ. Dar avem nădejde că într-o bună zi vom pleca acolo unde este cu mult mai bine, în patria cerească. Doamne ajută-ne! Dragii mei, m-am frământat stând aici pe scaun ce mesaj să împărtășim în dimineața aceasta la această lucrare și atunci când fratele Mitică a anunțat despre acest tânăr de doar 25 de ani care a plecat într-un mod fulgerător din lumea aceasta, cred că toți de aici încă o dată am conștientizat ce scurtă este viața, cât de trecători suntem. 25 de ani, când în mod normal te poți gândi la viață, la viață de familie, la o viață de carieră și așa mai departe. Dar iată că a venit solul morții și acest tânăr ne-a părăsit, a plecat dintre noi. În urmă cu 2 săptămâni, aproximativ, am slujit în județul Mureș la o altă mormântare, tot un tânăr, 34 de ani, care a murit subit. La începutul acestui an, 2024, am fost rugat să slujesc la mormântarea 2 fetițe, undeva în județul Vrancea, în orașul Focșani. De un an și de 2 ani, 2 micuțe, am acceptat această invitație cu greu, pentru că știam ce mă așteaptă. Părinții au venit din spital și tata și mama. Tatăl avea bazinul fracturat, era într-un cărucior cu rotile. Mama avea mâna bandajată, se vedeau urmele impactului în urma accidentului. Am ajuns acolo, biserica plină, și la balcon, și pe hol, până afară, în curte. M-am uitat în sicriu, 2 fetițe îmbrăcate în alb. Moment greu. De câteva ore a trebuit să mă opresc din predică, datorită durerii părinților și a familiei. M-am gândit cât de repede putem ca să părăsim lumea asta. Cine știe câți dintre noi vom mai fi la finalul acestui an, 2024. Dragilor, când va veni momentul plecării, vreau să vă spun în dimineața asta, nu va conta nimic din ce am avut material pe acest pământ. Nu va conta mașina pe care ai condus-o, nu va conta casa în care ai locuit, nu va conta serviciul, cariera pe care ai avut-o, diplomele pe care le-ai avut, nu va conta nici măcar relațiile umenești pe care le-ai avut, va conta un singur lucru, dacă ești mântuit sau nu. Și dacă îmi doresc ceva în dimineața aceasta, îmi doresc ca toți care suntem în locul acesta să avem siguranța mântuirii. Fratele Mitic a citit un pasaj în dimineața aceasta din Evanghelia după Marcu, capitolul 15. Vreau să predic în dimineața aceasta despre un om care a avut cel mai mare privilegiu să stea lângă Domnul Iisus, să-L vadă în mod fizic. Noi vorbim de prezența Domnului Iisus în adunare. Hristos e prezent în adunare aici. Dar nu-L vedem cu ochii de carne.
Pilat a avut șansa asta. A avut oportunitatea aceasta să-L vadă pe Domnul Iisus, să-L asculte. Imaginați-vă, trăim în vremea asta în care avem o mulțime de predicatori buni, vorbitori, oratori. Oameni care ar putea să vorbească ca și Pavel până la miezul nopții și apoi chiar mai mult până dimineața. Însă atunci când Domnul Iisus vorbea, oamenii pierdeau noțiunea timpului. Oamenii uitau ca să mai mănânce și să bea. Nu mai puneau preț pe nevoile fizice. Imaginați-vă că Domnul Iisus predica în pustie. Nu stăteau oamenii undeva la umbră, la o terasă, să aibă o Coca-Cola rece sau o apă, Dorna. Stăteau în căldură acolo. Nu aveau nici măcar aceste vantaje pe care surorile le flutură aici în față. Și cu toate astea, de dimineață până seară, oamenii aceia îl ascultau pe Domnul Iisus. O trebuie să intervină ucenicii să spună învățătorule, dă-le drumul să se ducă în satele și cătunele, de jur împrejur, să mănânce, pentru că le-ai dat predică, le-ai dat cuvânt o zi întreagă. Oamenii aceștia au nevoie și de hrană pentru trup. Nu știa Domnul Iisus? El știe totul. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Să spunem în dimineața asta, glorie împăratului. Dați-le voi să mănânce. Au văzut oamenii că au resurse limitate. Are Filip 200 de lei, ce să faci cu ei? De unde să cumperi pâine, să dai de mâncare? Erau acolo, spune Biblia, 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. Minim 10.000 de guri. În opinia mea, mai mulți. Pentru că și în dimineața asta, femeile și copiii sunt mai numeroși decât bărbații. Dar minim 10.000 de guri. Și-a venit Andrei. A venit cu un băiețel care avea ce? 5 pâini și doi pești. Pentru că Andrei era un slujitor care știa nevoile oamenilor și îmi doresc din toată inima în vremea asta Dumnezeu să mai scoată asemenea slujitori. Amin? Care să știe ce au oamenii în traistă. Sunt o grămadă de slujitori care stau în lumina reflectoarelor, dar mai puțini care să meargă prin popor, prin casele oamenilor, să vadă ce e în frigider, să vadă ce e în familia cu tare sau cu tare. Și a spus, este aici un băiețel care are 5 pâini și 2 pești. Știa Andrei că dacă puținul acesta este pus unde trebuie, în mâna lui Iisus, El face minuni, El înmulțește că este Domnul minunilor. Doamne, înmulțește harul la Elim în dimineața asta. Înmulțește binecuvântările tale sfinte peste noi. Glorificat să fie Domnul. Au mâncat, spune Biblia, toți. S-au săturat și au strâns 12 coșuri de firimituri. Mare minune! Lăudat să fie Domnul! Au venit aprozii, trimiși de farisei ca să-L prindă. Cine erau aprozii? Dacă vreți, mascații de azi. Oameni care n-au probleme la 3 dimineață să spargă ușa, să intre în familie, acolo să sperie copiii. N-au niciun fel de sentiment. Cam așa erau aprozii. Când au ajuns, au văzut că Domnul Iisus predică. Domnul Iisus predică. Și au zis să lăsăm să gate predică și apoi ne facem treaba. Ei, numai că de fiecare dată Domnul vorbea ca unul care avea putere. Și puterea cuvântului le-a cercetat inimile. Le-a schimbat inimile. A spart inimile de piatră. Și oamenii ce au plecat la final cu mâinile goale. Au întrebat farisei, unde e Iisus? Unde e învățătorul? Nu l-ați adus? Nu l-am adus. Am venit cu mâinile goale, pentru că niciodată n-am auzit un om vorbind ca El, ca Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul în veci. Nimeni n-a vorbit ca Iisus, pentru că puțin trăiesc ca Iisus. Doamne, ai milă de noi. Doamne, binecuvintează-ne și trezește-ne în dimineața aceasta pe toți. Ajută-ne ca să trăim o viață după voia Ta, după planul Tău. Cam asemenea privilegie a avut Pilat. Și cu toate astea, a plecat din lumea aceasta nemântuit. Dragilor, mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, l-am intitulat în dimineața asta, omul care a pierdut șansa mântuirii pentru că a înțeles prea târziu. Există un prea târziu. Există un prea târziu
dacă vreți, pământesc. Dacă n-ai făcut la timp ceea ce trebuie, există consecințe. Dar există un prea târziu spiritual. Evrei 4:1 spune autorul epistolei către evrei să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Îmi doresc ca niciunul să nu fie venit prea târziu la iertare și la mântuire. Și dacă sunt aici prieteni împreună cu noi, dimineața aceasta să fie dimineața cercetării, a eliberării, a iertării și a mântuirii. Cel care poate să mântuiască este Iisus Hristos. Nu te poate mântui păstorul, nu te poate mântui pastorul sau preotul sau nu știu cine, sau primarul sau președintele. Singurul care poate să te mântuiască e Iisus. Nu li s-a dat oamenilor sub cer, pe pământ, alt nume în care să fie mântuiți decât cel mai glorios, cel mai înălțător nume, Iisus Hristos. Glorie Lui! Prima afirmație pe care vreau să o fac. Ce a înțeles prea târziu Pilat, omul care a avut atâtea privilegii? Să-L vadă pe Iisus, să-L asculte pe Domnul Iisus? A înțeles prea târziu că în viața asta scurtă, trecătoare, că e scurtă, e trecătoare, suntem conștienți de asta, e mai important ce-ți vorbește Dumnezeu decât ce-ți vorbesc oamenii, cei de lângă tine. Putem să spunem amin? Amin. Se aude și vocea lumii, a oamenilor, dar se aude și vocea lui Dumnezeu. Ce voce asculți? Știți că lui Pilat Domnul a vorbit personal? Prin ce a vorbit? Îmi șoptește aici fratele Mitic în spate un argument solid. Dar în primul rând i-a vorbit prin nevinovăția Domnului Iisus, pentru că de mai multe ori l-a cercetat personal și n-a găsit în el nicio vină. Cum să-l condamn? Dacă te-ai convins că e nevinovat, dacă toate acuzele aduse împotriva lui sunt false, cum să-l condamn? A zis, eu nu găsesc în omul acesta nicio vină, luați-l! Mai știa ceva, spune textul, că din pismă, adică din ură, iudeii l-au dat în mâinile lui. Știa și aspectul ăsta. Și cel mai solid argument, Evanghelia după Matei, capitolul 27, a fost un vis al soției. Citesc din acest capitol, începând cu versetul 19. Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Vorbește Dumnezeu și prin vise de noapte? Amin. Amin. I-a vorbit lui Iacob, vă amintiți? Când dormea cu capul pe o piatră, a văzut o scară. O scară care făcea legătura între pământ și cer, iar pe scara aceasta se coborau și se urcau îngerii lui Dumnezeu. Deasupra scării stătea suveranul, atotputernicul Dumnezeu, care a vorbit că Dumnezeul nostru vorbește. Lăudat să fie numele Lui! Și a spus, eu sunt Dumnezeul lui Avram, adică a bunicului tău. Eu sunt Dumnezeul lui Isaac, a tatălui tău. A tău nu sunt. Pentru că nu-L cunoștea. Pentru că trebuia să fie un moment în care să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeul bunicului și al tatălui său. Pământul acesta pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminții tale. Am planuri mărețe cu tine, Iacove. S-a trezit din somn și a spus, cât de înfricoșător este locul acesta. Dumnezeu este aici și eu n-am știut. A dat locul acelui numele de Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu. A spus Iacov, aici e casa Domnului, aici este poarta cerurilor. Și noi spunem, lăudat să fie Domnul. I-a vorbit lui Iosif prin vise. Și ce a vorbit s-a împlinit. Într-o bună zi va ajunge mare. Și vor veni oameni, inclusiv frații lui, să se închine înaintea lui. Da, Dumnezeu vorbește și prin vise de noapte. Îmi povestea un prieten de-al meu din județul Arad
O zis, Doamne, vorbește-mi în privința unui om. Avea așa anumite dubii. Era un om de ăsta lingușitor. Știți că sunt de ăștia, profitor așa. Și o zis, am, vreau să-mi vorbești. O pleca la cercuri de rugăciune, nu i-o vorbi Domnul prin prorocie. Dar i-o vorbi pentru un vis de noapte. Și era pe un câmp deschis, alerga și ăsta după el și l-a ajuns, că era mai tânăr, zice, alerga mai repede și mă căuta pe la buzunare. Zice, ăsta am băgat mâinile în buzunare. Și am înțeles că ăsta are numai interes față de mine. Și a zis, cum i-am spus visul, am scăpat de el. Da?
a văzut că Iisus e mai mult decât împăratul iudeilor? Este împăratul veșniciilor, împăratul împăraților. Cine? Un tâlhar. Interesant. Noi zicem că cel de la dreapta, nu-i scris în Biblie. Avem noi ce avem cu dreapta și cu stânga. Când ne luăm după Matei 25, le avem noi cu cifrele. Nu-i locul și momentul acum cu cifrele. Dar Biblia spune că unul din cei doi tâlhari îl înfruntă pe celălalt, îi spune taci din gură, pentru că noi am trăit o viață mizerabilă, suntem vinovați, pedeapsa asta o merităm din plin, dar el n-are păcat, el e neprihănit, e nevinovat, el e Sfântul lui Dumnezeu și noi spunem aleluia. Și mai spune ceva, Doamne, eu cred că Tu ești mai mult decât ce-o scris Pilat aici, decât împăratul iudeilor. Tu ești împăratul veșniciilor. Tu ești împăratul raiului. Și când vei veni unde? În împărăția ta. Adu-ți aminte? Și de mine. Și Hristos spune, adevărat îți spun, că azi vei fi cu mine în rai. O, mărit să fie Domn! Că tot ceea ce ne dă Dumnezeu ne dă azi. Amin? Nu mâine. Mâine o amăgire. Era un patron, un frate de-al nostru, penticostal, și avea un magazin, un mini supermarket la țară și dădea pe datorie, cum sunt la țară oamenii. Veneau la caiet să ia. Dă-mi ulei, dă-mi zahăr, dă-mi aia, dă-mi aia, dă-mi pâine, dă-mi lapte, dă-mi sana, chefir, dicovalact. Și când vinea pensia sau locația, uita să vină să dea bani. Și atunci pleca la un alt magazin, mai era un Savro 10. Și-o zice, Doamne, luminează-mă, Tu ce să fac? Că dau faliment. Nu mai am bani de rulaj, ăștia vin. Dacă nu li dau să duc în altă parte, rămân și cu pagoba. Și Domnul e bun. Amin. Și l-o luminat ce să fac? O scris un afiș mare acolo și a spus, astăzi nu dăm pe datorie. Ăștia veneau pregătiți ca să ceară la caiet. Când se uitau la afiș, vedeau afișul. Și zice, e adevărat ce scrie acolo? Zice, 100%. Azi nu dăm pe datorie, numai cu bani. Dar mâine? Veniți mâine. Și oamenii veneau mâine la fel de încrezători. Numai că afișul era la fel de valabil. Azi nu dăm pe... Și au înțeles că, de fapt, mâine e o amăgire. Timp de foame. Poate că la unii le-ar conveni să lucreze numai mâine. Glorie Lui! Pe noi, pe Domnul în veci. Vrem de Iisus în cație pe care vreau să veșnicia, pentru că să fii prieten pe sensibil că am să-i dau drumul. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, citesc. De la versetul 12. De atunci Pilat căuta unde mergem? Și tot dădea din buzunare. Numai că de unde dai și scot și nu mai pui să gata. Creștin, pe cineva din Bucovina la noi, care s-o implica, m-au părăsit. Și îmi spune acolo să te duci la adunare, acolo să nu te duci. Cu ăla să te unești, cu ăla să nu te unești. Dar nu doar că aude, îl scapă! Prieten pe Iisus. Ai fost prieten cu lumea, te-a dezamăgit lumea. Ai avut o grămadă, o droaie de prieteni. Ți-au întors plându-te pe mâini.
prietenii mei, n-ajunge la nimic. Toți de aici să fim prieteni cu Iisus. Amin. Și în al patrulea rând, și mă apropii de încheiere, omul hitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor. Și-o sfârșiat hainele, avea 82 de ani. Și-o spus, Doamne, de ce l-ai luat? Mai bine mă luai pe mine, pentru că am 82 de ani și o grămadă de boli. Și-a plecat așa de tânăr și era și nepocăit, nemântuit. Dar Dumnezeu n-are nicio vină. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui cheamă la mântuire, cheamă la iertare. Dumnezeu vorbește, slăvit să fie Domnul. Însă de fiecare dată verișorul meu a spus la pensie. Ascultă-mă în dimineața asta, nu toți vom prinde pensia. S-ar putea să nu prindem nici finalul anului, dar s-ar putea să nu prindem nici ziua de mâine. Important e ca astăzi să ai siguranța mântuirei. Amin? Poți să pierzi multe, poți să pierzi firme, poți să pierzi nu știu ce ai pe pământul ăsta, proprietăți. Dacă n-ai pierdut mântuire, dacă nu l-ai pierdut pe Iisus, ești cel mai bogat. Aleluia! Așa că îmi doresc din toată inima, mântuirea Domnului să fie peste voi și peste casele voastre, peste mine și casa mea. Și toți mântuiții Domnului să fim la cina din cer. Și să bem vinul acela nou într-o bună zi. Doamne ajută-ne pe toți! Amin!